Cum citim o carte în biblioteca digitală? Începând cu anul 2021, Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu Hasdeu oferă utilizatorilor posibilitatea de a lectura ediții digitizate în catalogul online al bibliotecii. Biblioteca digitală include cărți vechi, articole, studii, cercetări despre familia Hâșdeu-Hasdeu, tablouri, cărți poștale din colecția tematică Chișinău și altele. În prezent, aceasta însumează 934 de itemi. Primul pas este accesarea catalogului online al bibliotecii. Căutarea în catalogul online poate fi realizată atât direct de pe site-ul Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu Hasdeu, www.hasdeu.md, cât și prin accesarea adresei catalogului, www.opac.hasdeu.md. Iată un exemplu de căutare în catalogul online al bibliotecii direct de pe site. Pentru a lectura cărți online, nu este necesară logarea în OPAC. Lista edițiilor digitizate poate fi accesată în două moduri. Clic pe imaginea Biblioteca Digitală și suntem direcționați către lista Biblioteca Digitală, din care selectăm titlul dorit. Lista este dispusă pe mai multe pagini, și poate fi ordonată după relevanță, popularitate, autori, cotă, data publicării sau titlul ediției. Un alt mod de accesare a listei edițiilor digitizate se realizează printr-un click pe opțiunea Lists, apoi pe opțiunea View All. Astfel, putem vizualiza toate cele 135 de liste publice existente în catalogul online al bibliotecii. Navigăm către pagina 2 și selectăm din listă titlul Biblioteca Digitală. Alături de lista integrală a tuturor itemilor, vedem și listele ordonate pe tipuri de documente, articole, biblioteca școlarului, iconografie, manuscrise și altele. Lista poate fi descărcată într-un format convenabil, transmisă prin e-mail sau chiar imprimată. Pentru a crea o listă nouă, personalizată, este necesară logarea în OPAC. Această listă poate fi ordonată după autor, titlu, cotă, data anexării și altele. De asemenea, lista poate fi afișată în ordine ascendentă sau descendentă, de la cel mai recent item adăugat până la cel mai vechi și invers.
Itemii din lista Biblioteca Digitală pot fi rezervați sau incluși într-o listă personală de lecturi doar după logarea în OPAC. Pentru a lectura o ediție digitizată, accesăm lista Biblioteca Digitală în unul din modurile enumerate anterior, selectăm din listă un titlu, apoi facem click pe opțiunea Tab Here for eBook. Dacă ediția aleasă are până la 100 MB, aceasta se va deschide online. Iar dacă dimensiunea fișierului depășește 100 MB, atunci aceasta se va descărca pe dispozitivul personal. Vă îndemnăm să răsfoiți cu încredere Biblioteca Digitală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu Hasdeu.